Am început prin a-mi confecționa niște frunze în diferite mărimi din polistiren subțire. Le decupez în forma dorită. Mă joc cu diferite nuanțe de verde pe care le obțin prin combinarea de culori acrilice, după care creez niște modele grafice. De data aceasta le-am făcut după interpretarea proprie. Pentru a obține nuanțele, am combinat albastru, galben, negru și alb. După ce frunzele s-au uscat complet, vin cu accente folosind creionele Jumbo Milk în nuanțe similare. Difuzez cu degetele. Am văzut că așa fac artiștii, așa că a trebuit să apelez și eu la această metodă. Vin cu o nuanță de verde pentru a crea și alte nervuri ale frunzelor. După cum puteți observa, frunzele nu au aceeași formă sau același design, le-am făcut pe toate diferite. Îmi construiesc structura coroanei cu diverse crenguțe pe care le țes printre aceste sârmulițe. Le fixez cu elastice și apoi adaug diverse frunze artificiale printre ele. La baza acesteia am pus o altă coroniță pe care o aveam deja din flori artificiale. Pentru această probă m-am hotărât să ies total din zona mea de confort. Am vrut să încerc ceva cu totul nou pentru mine, ceva ce n-am mai încercat până acum. Mi-am confecționat un mulaj al propriei fețe, o să vedeți într-un tutorial următor pas cu pas cum am realizat-o. Pe mulajul propriei fețe am început să mă joc cu bucăți de lut. Am creat forma dorită pentru zeița naturii, felul cum o văd eu. Așa cum natura nu este întotdeauna frumoasă și blândă, așa m-am gândit să creez și eu un personaj frumos, dar sălbatic și misterios în același timp. Am făcut un gard de rezistență de jur împrejurul măștii pentru a face forma negativată a matriței mele. Pentru realizarea prosteticii am folosit o parte gelatină, o parte glicerină vegetală și o parte și jumătate apă. Le-am combinat pe toate într-un recipient, după care l-am pus la bain marin pentru câteva minute. Am fost nevoită să îmi chituiesc matrița pentru că avea diferite goluri de aer. Umplu matrița cu pasta preparată, apoi o las la rece aproximativ jumătate de oră. Acum îndepărtez cu grijă mulajul de matriță. Așa arată masca finală. Voi decupa doar zonele care îmi sunt folositoare. Cele care au ieșit prea subțiri le voi da deoparte. Din paleta corectoare combin mai multe nuanțe și fond de ten. Încerc să îi creez o structură și o culoare cât mai aproape de cea a pielii. Am pictat zonele centrale ale măștii cu acuarelă albă pe bază de apă, apoi am venit cu NYX Liquid Suede în nuanța ametist pentru a crea anumite zone de umbră și a da o pată de culoare. Pentru a da profunzime, am venit și cu NYX Liquid Suede în nuanța Stone Fox. Acesta va da profunzime zonei. În zonele de lumină aplic și iluminator Burnt Glow în nuanța Sun Beam, pe care îl fixez cu iluminator pudră din paleta Strobe of Genius. Pe cât de fioroasă, pe atât de glamuroasă vreau să fie masca mea, așa că voi
Voi folosi un pigment, un glitter briliant în nuanța violet pe care îl fixez cu glitter primer. În punctele cele mai înalte ale feței, ale măștii, vin cu pigment Brighten Up 07. Zeița noastră preferă baza de machiaj Angel Veil, pe care o va aplica pe toată fața. Cu un adeziv de gene false voi fixa masca prostetică de tenul meu, iar pe margine, pentru a face priză cu tenul meu, vin și combin latex cu vată. Aplic rujul Liquid Suede Amethyst și îl estompez cu un fard mov. Combin două nuanțe de fond de ten pentru față și decolteu. Cu un creion Jumbo Milk negru aplic pe toată pleoapa și îl fixez cu fardul negru prismatic. Revin la cealaltă jumătate, aplic corecție cu paleta de corectoare și fixez cu pudra HD. Iluminez puternic pomeții cu pigmentul 07 combinat cu glitter on the go. Apoi voi crea o textură de lemn. Cu eyelinerele alb și negru voi face diverse accente ce necesită mai multă precizie. Dau adâncime cu fardul negru prismatic. Pe decolteu voi face un fel de verdeață, voi da iluzia de spațiu verde, un gradient cromatic de la deschis la închis și voi face legătura între gât și decolteu. Folosesc glitter primer pentru a fixa glitter on the go. Pentru un alb desăvârșit folosesc același tuș de ochi alb și creionul Jumbo în nuanța Milk. Pe decolteu desenez niște plântuțe, nu insist foarte mult pe acestea pentru că voi avea acele frunze aplicate, o să vedeți ulterior. Dau profunzime acestor șireturi cu nuanțe închise, cu eyeliner. Pe cealaltă parte a feței aplic iluminator din paleta Strobe of Genius. Pe pleoapa mobilă vin cu farduri în nuanțe de roz pentru a fi cât mai angelice, mi-aplic frunzele pe decolteu, revin din nou la ochi. Îmi trasez o linie de eyeliner alb și o linie de eyeliner negru. Conturez buzele cu Slide On Lip Pencil, apoi vin cu nuanța Amethyst Liquid Suede pe buze. Pentru un look cât mai feieric, vin pe deasupra cu un glitter în nuanțe de violet, iar pe buza inferioară același glitter, dar în nuanța ruj. Îmi pun perucă, îmi pun coronița, îmi fixez machiajul cu spray-ul fixator matifiant. Iar firele rebele le ajustez cu Mineral Mask Maker de la Matrix. Mi-am distribuit culoarea și pe brațe pentru a avea o continuitate a look-ului. Acesta este look-ul final. Este ceva mai altfel decât aș face în mod normal. Sper să vă placă interpretarea mea. Vă mulțumesc foarte mult pentru susținere. Sper să o faceți în continuare. Îmi doresc din suflet să ne vedem în etapa următoare cu o nouă provocare. Așa că dacă doriți să mă susțineți, o puteți face printr-un like, un share sau abonarea la acest canal. Vă pup și vă mulțumesc încă o dată pentru susținere.